Sămânța germinează și apariția primelor frunzulițe este un motiv de satisfacție pentru grădinar. Se naște un copil și primul lui strigăt anunță începutul unei noi vieți pe pământ. Dar ce s-ar întâmpla dacă proaspăta plantă n-ar mai crește și dacă n-ar mai apărea alte frunze? Dacă după un an bebelușul nu ar fi mai mare decât la naștere, nu ar putea merge, nu ar putea vorbi? Bucuria grădinarului, extazul mamei, se transformă în dezamăgire, mâhnire și amărăciune. Creșterea continuă, constantă, până la maturizare și aducerea de roade, este esențială în viață. Fără ea, nașterea n-ar avea niciun sens. Sunt Narcisa Ispas și vă invit la o nouă ediție a Comorilor Înțelepciunii, magazinul vostru spiritual. Azi vorbim despre creșterea în Hristos. Ce este infantilismul spiritual? Care este profilul unui creștin matur? Cum putem deveni creștini maturi? Care sunt indicatorii creșterii spirituale? Invitații mei de azi ne vor ajuta să răspundem acestor întrebări. Invitații zilei sunt Antonio Enache, mulțumesc pentru prezența, antreprenor. Bine v-am găsit. Și pastor la Biserica Speranța, Biserica Baptistă, Valentin Sandu, mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Stimați invitați, subiectul acesta pe mine mă fascinează. Din câte am înțeles când l-am transmis, am avut un feedback absolut pozitiv din partea amândorora. Creșterea în Hristos este un element vital în viața unui creștin. Este adevărat? Este. Și este scopul pentru care încă mai suntem pe pământul acesta, să devenim tot mai asemenea cu Domnul Iisus Hristos. Ideea de maturizare, cred eu că trebuie înțeleasă mult mai clar de către creștini ca fiind asemănarea cu Hristos în viața de zi cu zi. Și vom vedea pe parcursul emisiunii ce înseamnă asta. Mulțumesc! Pentru prima parte a dezbaterii, aș vrea să discutăm despre infantilismul spiritual. Ce înseamnă asta? Pentru că dacă nu ne-am întâlnit cu el zi de zi, nu am discutat, nu? Până la urmă. Hai să definim puțin problema aceasta a infantilismului spiritual. Și de ce apare ea? Avem un text în 1 Corinteni, capitolul 3, da? Versetul 2. Și Pavel le spune celor din Corint, fiindcă erau anumite dezbinări, erau anumite conflicte între ei. Și le spune, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi. Le dai lăptic, le dai lăptic, până când încep să le crească dinții și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, care în Evrei 4:12 spune așa, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăiușuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cam tare cuvântul ăsta. Cam tare cuvântul ăsta. Infantilismul spiritual se regăsește la acele persoane care își doresc să rămână maturi în Hristos, dar să se hrănească cu lăptic. Să se considere deplin creștini, dar în continuare să nu primească lucrurile duhovnicești. De ce? Pentru că lăpticul ăsta este pentru trup. O mențiune, mai am și închei. Cum putem recunoaște un creștin infantil sau un prunc în Hristos? Păi Pavel ne spune, zice, nu v-am putut hrăni cu bucate tari, ci cu lapte. Creștinul imatur nu se poate hrăni singur. Creștinul imatur trebuie întotdeauna să fie hrănit de către alții. Asta înseamnă că el nu are o relație bună cu Dumnezeu în sensul să se poate hrăni, singur. Trebuie am să vină fetiță, sursa la el, exact. Nu are cum să meargă el la sursă. Eu am o fetiță de un an și două luni, până la 6 luni a fost hrănită la sân de către mama ei. Era total neputincioasă să se hrănească singur. Avea nevoie de cineva să o ajute. Ei, mi-e teamă că după 15-20 de ani de pocăință, sunt unii oameni care încă nu se pot hrăni singuri în relația lor cu Dumnezeu și trebuie să se hrănească prin predicator, trebuie să se hrănească printr-un prezbiter, prin niște prieteni spirituali, printr-o soție sau un soț spiritual. Iată că un creștin imatur e acel creștin care are nevoie întotdeauna de cineva să-l ajute ca să trăiască. Dacă n-ar mai, dacă ai luat acea persoană de lângă el și l-ai lăsat singur, n-ar ști ce să facă, ar fi total dezorientat. Da. Și un al doilea aspect la fel de important aici e legat de faptul că el, creștinul imatur, nu are acces la adevăratele bogății spirituale ale cuvântului lui Dumnezeu. Da? Spune Pavel, am vrut să vă hrănesc cu bucate tari, dar nu am putut să vă hrănesc cu lucrurile astea tari. Și a trebuit să vă hrănesc cu lăptic.
Adică el se privează, acest creștin imatur, de adevăratele bogății pe care le-ar regăsi în cuvântul lui Dumnezeu, care i-ar fortifica viața să trăiască pe înălțimile harului. Și asta se întâmplă pentru că acești creștini infantili sunt creștini de o zi. Și într-o zi nu se întâmplă mare proces în viața ta. Ce înseamnă creștin de o zi? Creștin de o zi înseamnă că vii la biserică, asculți cuvântul, rămâi doar cu ceea ce ți-a spus pastorul, probabil nici cu atât, că probabil creierul tău a fost distras. Te-ai uitat pe Facebook, ai discutat oricum cu vecinii. Ai venit la biserică cu alt bagaj emoțional de acasă sau mai știu ce s-a întâmplat în trafic și practic cuvântul acela pe care pastorul încearcă să-l așeze în inima ta cu dăruință, cu iubire, cu tot ce are el mai bun, ajunge doar poate 10%, 15%, care oricum dispare după ce ești din biserică. Copilul acesta, ca să crească, are nevoie de hrană zilnic. N-ai nicio posibilitate să-ți crești copilul spiritual, embrionul spiritual, hrănindu-l o dată pe săptămână. N-ai cum. Și nici măcar nu-l hrănești tu, îl hrănește altcineva. Cine se ocupă de creșterea aceasta? Dacă facem analogia între bebelușul spiritual, să-i spunem, bebelușul spiritual și un bebeluș de o lună, nu știu. Bebelușul are nevoie să fie hrănit. Nu se poate hrăni singur. Cine se ocupă de creșterea bebelușului spiritual în, nu știu, la o lună de credință, la fratele două, pastor, la trei luni? Fratele pastor se ocupă de bebelușul spiritual. O lună, două, bebelușul vine, are întrebări. Îl duce la o grupă de rugăciune, se întâmplă lucruri față de acest bebeluș. Însă dacă el ține morțiș ca să stea așa agățat de fratele pastor de fiecare dată când are o problemă, atunci el nu caută un mântuitor, nu îl caută pe Iisus, el caută carnea, el caută trupul, el caută firea pământească. Nu este gata să se desprindă de cea duhovnicească. Știi ce se întâmplă? La un bebeluș știe una și bună, care are nevoie de mâncare. Absolut. Pe el nu-l interesează ce pățește sursa, dacă sursei este bine sau rău, dacă celorlalți li se pare ok să fie hrănit sau nu într-un fel sau altul. Pe el îl interesează doar să fie hrănit. Putem să vorbim despre bebelușul spiritual că este o fire egoistă, centrată pe sine. Cum profilăm bebelușul spiritual? Noi am venit de la mama noastră Eva și de la tatăl nostru Adam cu un cadou pe care mulți dintre noi nu ni l-am dorit, dar iată că l-avem, și anume firea pământească. Iar egoismul, lăcomia, axarea pe sine sunt componente centrale ale firii pământești. Și atunci că normal că copilul este egoist. La fel se întâmplă și când un om se întoarce la Dumnezeu. Procesul nașterii din nou. El este născut din nou, devine un prunc, o ființă spirituală în momentul acela. Ei, care e problema? Deși omul este mântuit în momentul în care a crezut în Hristos, schimbările nu se produc peste noapte în viața lui. E la fel de egoist și după momentul convertirii ca și înainte. E la fel de lacom. El intră apoi într-un proces. Procesul acesta de a vedea ce spune Scriptura, cum este Dumnezeu și ce așteptări are Dumnezeu de la el. Cunoscându-L tot și tot mai mult pe Dumnezeu și umblând cu Dumnezeu, expunându-se tot mai mult în contexte creștine unde vede modele de oameni care umblă cu Dumnezeu, el ajunge să înțeleagă care e voia lui Dumnezeu și începe să se alinieze acelor parametri pe care Dumnezeu îi cere în cuvântul lui. Mai am o provocare pentru amândoi. Efeseni 4:14 spune așa, Pavel: să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Este o altă expresie a bebelușului spiritual. Să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Ce ar însemna această plutire? Ce înseamnă? Nu ești stăpân pe ceea ce cunoști, nu ești sigur de ceea ce ți s-a spus. Te gândești că poate doctrina pe care ai îmbrățișat-o nu este bună și ai nevoie să îmbrățișezi o alta, să cunoști o alta și o alta și o alta, până vei ajunge să înțelegi tot ce trebuie despre Hristos? Julian. Cred că, cel puțin în ultima vreme, am început să văd din ce în ce mai mult cum se aplică acest verset. Apar din ce în ce mai multe teorii, apar din ce în ce mai multe variante ale creștinului, chiar din interiorul bisericii, despre noi lumini descoperite, noi adevăruri pe care biserica până acum n-a putut să le vadă. Liderii prin care Dumnezeu lucrează n-au avut posibilitatea să transmită bisericii acele mici adevăruri. Cred că toți suntem oarecum pândiți de această capcană de a ne despărți de Hristos prin
toate aceste mici teorii care reapar. Vânturi de învățătură. Absolut. Și mai e un lucru care l-am auzit în poporul român, crede și nu cerceta. Sau lasă că mă duc și îmi spune cineva despre ce e vorba. Astea sunt extremele. Nu-i nevoie să citesc. Cert este că orice este despărțit de Iisus Hristos și îl pune pe Iisus Hristos mai prejos de ceea ce eu prezint oamenilor, acela devine maestrul meu. În ceea ce îmi pun credința, acela devine lucrul care mă conduce. Și am văzut foarte mulți oameni care, deși afirmă că sunt creștini, deși afirmă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și prin El ei au salvarea, cu toate acestea predică noile teorii pe care le-au descoperit. Și aceasta este o capcană. Și uită de fapt de Iisus Hristos. Absolut. Care este făuritorul. Când ne întâlnim, nu mai discutăm despre bogăția pe care o regăsim în Iisus Hristos, despre ajutorul pe care îl găsim în Iisus Hristos, pacea, bucuria și roadele Duhului Sfânt, ci vorbim despre noile descoperiri, noile teorii, noile moduri de a vedea, de a-L vedea pe Hristos. Și cred că este o capcană foarte mare aceasta. Și uitându-ne puțin la roadele lor, fiindcă foarte bine a spus, timpul le va dovedi pe toate, uitându-ne la roade, vedem cum pur și simplu din staul aceste teorii te fac soi pe lângă, îți creezi o nouă apocalipsă despre ceea ce ți s-a întâmplat ție, că e normal să fii prigonit din cauza acestor teorii și pur și simplu te îndepărtezi nu numai de frații care sunt în Hristos, dar tu te îndepărtezi de sursă, creându-ți o nouă sursă. Deci, ne propui să ne îndepărtăm de teorii și să ne apropiem de Iisus Hristos, făuritorul mântuirii. Ce spune un pastor unuia care este frământat cu fel de fel de teorii? În pasajul pe care l-ați citit, sunt enunțate cel puțin două principii. În primul rând, discernământ. Un prunc nu are discernământ. Și ăsta este lucru pe care noi trebuie să-l obținem în umblarea noastră cu Dumnezeu. A putea discerne ceea ce este bine de ceea ce nu este bine. A putea discerne voia cea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Da? Iar în al doilea lucru zice aici să nu mai fiți purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Se pare că oamenii ăștia, pruncii aceștia, erau dependenți de alți oameni. Erau dependenți de învățătorii lor. Ei nu aveau discernământul format să vadă dacă ceea ce acești învățători le spuneau era conform cu voia lui Dumnezeu sau nu. Și prin dependența sau prin afinitatea lor la acești învățători, primeau de bun tot ceea ce li se spunea. Și mi-a plăcut la un moment dat, unul dintre cei mai ascultați predicatori din România a ieșit în fața bisericii și a zis: Doamne, eu am pe YouTube, am și 200.000 de vizualizări la o predică, dar nu mai ascultați predicile mele. Și mi-a plăcut ce a spus el, a spus așa: în momentul în care voi lăsați Biblia ca să ascultați doar ce spun eu, voi lăsați sursa 1 pentru sursa 2. Și nu e ok. Pentru că eu deja filtrez prin mintea mea și prin experiența mea și prin felul meu de a fi cuvântul lui Dumnezeu și voi primiți o mâncare deja amestecată. Indigerată. Și a dat o ilustrație foarte plastică așa, m-am gândit că o să o zic sau nu, o să zic totuși. Povestea că el are un câine acasă și are și o fântână. Ei, niciodată câinele ăla nu se duce să bea apă din fântână. Era mirat fratele predicar. Zicea, întotdeauna se duce și bea din vasul de toalet apă. Și le spunea foarte plastic celor din biserică, o biserică mare de 1000 de membri, le spunea aici, așa suntem noi. În momentul în care lăsăm sursa 1, cuvântul lui Dumnezeu, izvorul acesta curat, pentru a ne hrăni doar prin ceea ce ne spun alți oameni. Și care e pericolul? Pericolul este că relația mea cu Dumnezeu nu se dezvoltă. Eu depind întotdeauna de oameni. Dacă fratele adunare. Predicator nu este la adunare să-mi prece sau dacă n-am internet și nu pot accesa YouTube să ascult o predică, eu în ziua aia nu mai fac nimica. Și te vei trezi probabil într-o zi că nu mai e nimeni lângă tine care să te hrănească, vei fi singur cu acest cuvânt, cu această Biblie și o vei citi exact cum citești un ziar. Pentru că relația cu Dumnezeu nu se formează de pe zi pe altă. Noi suntem astăzi rezultatul unor ani din trecutul nostru în care am strâns cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Și dacă avem o relație puternică cu Dumnezeu prin cuvânt, se datorat faptului că ani și ani de zile am stat și am cercetat și am studiat acest cuvânt. Mulțumesc tare mult! Am două concluzii în urma ceea ce am discutat în această primă parte a dezbaterii. Unu, să fugim de orice vânt de învățătură care ne depărtează de Iisus Hristos. Doi, numai Biblia este cea care ne poate furniza cel mai curat adevăr.
Acestea două împreună sunt capabile a ne crește frumos de la faza de prunc spiritual la copil și matur. Vă mulțumesc tare mult! Stimați telespectatori, aici punem capăt primei părți a dezbaterii de la Comorile Înțelepciunii. După o scurtă mărturie revenim, rămâneți cu noi! Știu că a trebuit să mă hotărăsc ce fac mai departe, dacă lupt, dacă trăiesc sau dacă nu. Și am hotărât că vreau să lupt, vreau să trăiesc. În mai 2015, eu simțeam că sunt bine. M-am dus, am făcut investigația, medicii de acolo au zis, vai ce tare, zice, v-ați operat, ei având toate documentele anterioare, pentru că nu e ca și cum am avut odată tumora pe un remene și pe următorul nu mai există, poți să zici că au greșit, nu. Eu am avut încă 2-3 remeneuri între ele și se vedea că ea scade, au dispărut 2 și a rămas una mai mică. Și au zis, te-ai operat? Și am zis, nu. A, zice, ai făcut radioterapie? Și am spus, nu, că n-aveam trombocite. A, ai făcut chimioterapie? Nici măcar. Și zic, n-am făcut nimic. Și au zis, păi, unde e tumora? Că tu n-ai nimic. Și am zis, Dumnezeu. Dragii mei, am revenit în platoul Comorilor Înțelepciunii. Discutăm în această a doua parte a dezbaterii despre creștinul matur. Cum ajungem acolo? Și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un verset din Sfânta Scriptură, de fapt două, care spune așa. Și a dat, Dumnezeu, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții pastori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ne spune Pavel în Efeseni 4:11-13. Ei, această stare de om mare ne interesează pe noi în această parte a discuției. Stimați invitați, ce înseamnă stare de om mare? Hai să definim ușor și să vedem cum ajungem acolo. Înseamnă stare de om responsabil. Responsabilitate. Înseamnă stare de om responsabil. Pentru că pe măsură ce creștem, că de la faza de copilaș la adolescent, învățăm ce înseamnă responsabilitatea în biserică, în trupul lui Iisus. Învățăm ce înseamnă să dăm mărturie și altora despre beneficiile, despre binecuvântarea, fiindcă am văzut foarte mulți creștini care simt o rușine de a mărturisi ce a făcut Iisus în viața lor, probabil pentru că n-a făcut nimic, probabil pentru că au o credință de fațadă, probabil pentru că au o relație moartă cu un Iisus din tablou. E, despre asta e vorba, despre a crește de la această stare de copilaș, la a trece la starea de adolescent în care îți formezi relația cu Iisus și descoperi, foarte important, în această stare de adolescent, tu descoperi, adolescent spiritual, descoperi care sunt darurile pe care Hristos ți le-a dat ție pentru a le folosi în trupul Lui. Adică în comunitatea de creștini cu care ești, în familia ta. Când am predicat despre creșterea spirituală în Biserica Speranța, eu am făcut un studiu pe Cartea Corinteni și am vorbit despre ce înseamnă să fii creștin, să fii omul acela firesc, ce înseamnă să fii creștinul imatur, ce înseamnă să fii creștinul lumesc. Dar când a venit vorba să vă spun bisericii despre creștinul duhovnicesc, mirare că în biserica din Corint nu era nici măcar unul. Spune Pavel, am vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, dar n-am putut. Și o grămadă de probleme ce erau acolo. Atunci mi-am pus întrebarea dacă e posibil să existe o comunitate de oameni credincioși în care să nu fie nici măcar unul matur. Și se pare că în biserica din Corint exista. Atunci mi-am pus întrebarea, bun, dar ce spun bisericii? Și mi-am adus aminte de un pasaj din Vechiul Testament în care Dumnezeu complimentează un om foarte ascultător de el pe nume Caleb. Și spune, iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt fel de duh, voi face cu tare și cu tare lucru pentru el. Îl voi lăsa să intre în Canaan. Și m-am uitat apoi să văd care e profilul unui om duhovnicesc, uitându-mă la viața pe care a trăit-o și Caleb, dar și Iosua, pentru că ei au luat partea lui Dumnezeu în acele lupte. Și am observat câteva lucruri, că un om duhovnicesc îl vede pe Dumnezeu. Un om firesc sau un creștin imatur
vede mai mult problemele din viață. Vede când, problemele, exact. Când s-au dus să cucerească Canaanul, Dumnezeu a zis, Moise, trimite 12 scoade ca să vadă țara și să vină cu un raport militar. Și au venit cu raportul militar. 10 dintre ei au zis, țara asta ne va mânca de vii. Acolo sunt uriași și noi suntem ca niște locuste față de ei. N-avem nicio șansă. Asta au spus 10 dintre ei, au văzut problemele. Și de obicei pe creștinul imatur îl marchează sau îl definește pesimism. Pe când cei doi, Caleb și Cuios, au spus, Dumnezeu e cu noi, Dumnezeu ne va ajuta să-i mâncăm de vii, Dumnezeu e de partea noastră, El ne va ajuta. Ei puneau accentul pe Dumnezeu în acea luptă. Ceilalți puneau accentul pe problemă. Toți spuneau adevărul. Spuneau un adevăr trunchiat. Era adevărul pentru, pe care îl percepeau. Pentru că Dumnezeu le spusese că le va da țara. Când Dumnezeu și-a luat angajamentul că le dă țara, automat Dumnezeu a promis, sau trebuiau să citească ei printre rânduri asta, că Dumnezeu va nimici orice opoziție din calea lor. Cum spune în numărul 23:19, Dumnezeu nu este un om ca să mintă sau un fiu al omului ca să-i pară rău, ce a promis oare nu va împlini, ce a făgăduit oare nu va da. Sunt două direcții în care se poate duce un creștin. Unu, să perceapă adevărul fără Dumnezeu și să perceapă adevărul cu Dumnezeu. Adevărul perceput fără Dumnezeu te duce în jos de tot și te face să rămâi la starea de om mic din punct de vedere spiritual. Dar cel cu Dumnezeu te ridică. Da, și aș mai spune eu că pesimismul acestor oameni și pesimismul pe care marchează de multe ori pe creștinii maturi este sinonim cu necredință. Ei au fost necredincioși. Pe când optimismul nostru nu trebuie să fie nefondat. Optimismul nostru trebuie să aibă un fundament. Și fundamentul optimismului lui Caleb și al lui Iosua era credință. Ei credeau cuvântul lui Dumnezeu, ei credeau că Dumnezeu va împlini tot ceea ce le-a spus. Și cred că ăsta este un om duhovnicesc sau un om matur. Omul acela care privește în primul rând la Dumnezeu în toate problemele vieții și în toate luptele vieții și e ancorat în Dumnezeu și în promisiunile lui Dumnezeu. Mulțumesc! Aș vrea să discutăm puțin despre Gedeon. De ce? Nu are nicio legătură, pare, cu subiectul, însă când am citit de curând povestirea despre Gedeon, la un moment dat Biblia face mărturisirea aceasta. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Pe mine m-a fascinat ideea asta, pentru că nu o găsesc, sau cel puțin am găsit-o eu în altă parte, să fii îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Nu să vină Duhul Sfânt în inima ta, nu să te mâne Duhul Sfânt, nu să te ducă Duhul Sfânt, nu să te inspire, ci să fii îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă îmbrăcămintea asta, îmbrăcătura asta cu Duhul Sfânt? Înseamnă că Dumnezeu e sus, Dumnezeu e jos, e în dreapta mea, e în stânga mea, e înaintea mea, mă călăuzește și e și înapoi a mea, îmi apără spatele. În momentul în care ești îmbrăcat cu Duhul Sfânt, orice ți-ar spune Dumnezeu, tu vei face cu încredere. Și aș vrea să dau un verset din Matei, din Marcu 16 cu versetul 15. De ce avem noi nevoie de toate aceste daruri pe care ni le-a dat Dumnezeu? Pe unii a făcut apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători. Pentru ce? Ca ce scop? De ce? De săvârșirea Sfinților. Ajungem la această maturitate, dar de ce ajungem la ea? Care este scopul? Care este why-ul din spate? Care e de ce-ul? E bine, în Marcu 16 cu versetul 15, Iisus le dă cel mai mare îndemn și cel mai mare de ce pentru care se facă toate lucrurile. De ce fac asta? De ce mă scol dimineață? De ce le vorbesc cu oamenilor? De ce? De ce? De ce? Și în Marcu spune așa, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea. De ce? Ca să propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Deci scopul maturizării Perpetuarea veștii celei bune, nu? Este perpetuarea veștii celei bune și scopul maturizării este că atunci când Dumnezeu te îmbracă cu Duhul Sfânt, toate darurile pe care le ai nu fac din tine decât să te smerească din ce în ce mai mult. Și tu, ca și frate pentru semenii tăi care a ajuns matur responsabil în Hristos, te lepezi de tine, te îmbraci în haina pe care ți-o dă Hristos și slujești pe ceilalți. Prin darul tău de proroc, de evanghelist, de păstor, de tot ceea ce faci tu este să oferi compasiune, să arăți iubire, să-L mărturisești pe Hristos. De ce? Pentru ca și ceilalți
să ajungă la această statură a plinătății lui Hristos și această responsabilitate pe care o ai tu și pe care El ți-a dat-o, la această maturitate spirituală. De ce? Acesta este scopul final. De fapt, Domnul Iisus Hristos vrea să-și întindă împărăția în inimile oamenilor și dorește să pună capăt păcatului, nu? Ei, dacă un creștin nu crește, dacă creștinii nu cresc, e adevărat că pietrele pot striga, nu? Dar Dumnezeu vrea să se folosească de sufletele oamenilor. Mai există un amendament mic, aș vrea să-l fac. Am văzut această traiectorie de a merge în extremă pe partea duhovnicească, de omul duhovnicesc. Uh-huh. Ok, putem găsi asta și în hinduism, budism, ascetism, adică trupul e rău, trebuie să-l biciuim, trebuie să nu-i mai dăm nimic, plăcerile sunt rele, totul este, trebuie să închidem robinetul la tot ca să fim doar duhovnicești și spirituali. Nu! Întotdeauna când ne vine o astfel de idee, întotdeauna când ne vine orice năzuință, primul gând pe care trebuie să-l avem este: privește la Hristos. El cum a fost? A mâncat? Da. A băut? Da. Ce a făcut după ce a înviat copilul? Imediat, dați-i ceva să mănânce. Ce a făcut după ce li s-a descoperit ucenicilor? Dați-mi ceva să mănânc. Da? Și chiar dacă nevoile. A fost omul cel mai cunoscut om al suferinței, el a participat în multe ocazii la sărbătoare, la... Absolut. Iisus a fost un om care a muncit, care a fost exact la fel ca noi, însă ca să putem să vedem, așa cum foarte bine a zis Andu, împărăția lui Dumnezeu, ca să putem să vedem mâna lui Dumnezeu la lucru, trebuie să facem puțin abstracție de ceea ce vede ochiul, ca să putem să vedem ceea ce vede spiritul. Mulțumesc. Aș vrea să ne oprim asupra versetului pe care l-ați citit. Sunt câteva principii frumoase aici care definesc un creștin matur. Primul, slujirea. Da. Zice aici că i-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci și enumeră mai multe slujiri în vederea lucrării de slujire. Nu știu dacă noi asta ați observat, dar de obicei oamenii maturi nu prea slujesc. Fug. De ce? Pentru că ei sunt atât de concentrați pe viața lor proprie, încât ideea aceasta de a mă implica în viața altcuiva sau de a mă investi în viața altcuiva li se pare destul de străin. Ei, oamenii care au devenit maturi, creștini mă refer, au înțeles că nu e vorba doar despre ei pe pământul acesta, ci e vorba despre alții. Și uitându-se la viața Domnului Iisus, care s-a investit constant în cei 3 ani și jumătate de lucrare, iar apoi total spre sfârșitul vieții, iau pildă de la Mântuitorul și încep să se investească în viața altora. Apoi un alt principiu, spune cuvântul Dumnezeu aici, să fie unită credința și cunoștința Fiului Dumnezeu. Nu poți să devii un om matur dacă n-ai cunoștință. Și trebuie să te umpli cu cunoștința lui Dumnezeu. Zice de atâtea ori prorocul în Vechiul Testament, cunoștință de Dumnezeu mai mult decât orice, asta cer. Poporul pierde din lipsă de cunoștință. Nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, nu cunoaștem voia lui Dumnezeu, nu cunoaștem inima lui Dumnezeu și atunci ajungem să umblăm în fel și chip. Un aspect foarte important, nu există creștin matur care să nu cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să nu-l cerceteze, să-l studieze. Și apoi, țintă. Creștinul matur are o țintă. Și spune în partea de final a versetului să ajungă la starea de om mare și ne explică mai încolo la ce se referă. La înălțimea staturii plinătății lui Hristos. De asta am spus că scopul unui creștin matur este să semene cu Hristos, să iubesc ca Hristos, să trăiesc ca Hristos, să mă uit la oameni așa cum se uita Hristos, să am mila lui Hristos. Nu este o utopie. Dacă Pavel nu putea vorbi decât ca unor prunci credincioșilor, noi astăzi nu judecăm credincioșii din jurul nostru, însă nu putem vedea, nici măcar la noi înșine, nici măcar la frații noștri, nu putem vedea creșterea asta. Nu cumva este o utopie să ajungi la statura plinătății lui Hristos? Nici nu știu dacă să mai întreb. Nu este o utopie și de ce nu e o utopie? Pentru că Pavel avea pretenția ca cei din Corint să fi devenit deja oameni duhovnicești. Altfel nu le-ar fi spus acea mustrare. Nu v-am putut vorbi, fraților, ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor prunci în Hristos. Acum, vreau să fac o mențiune care e extrem de importantă în discuția noastră. Cei din Corint au fost întâi oameni firești, apoi au devenit prunci în Hristos. Și acum e finețea.
ei ar fi trebuit să treacă la următoarea etapă și din prunci în Hristos să devină creștini duhovnicești. Știți care a fost marea problemă? Că preocuparea lor nefiind creșterea spirituală, au început să o dea din prunc în Hristos în creștinism lumesc. Asta s-a întâmplat. Și asta îi vreau să transmit eu telespectatorilor. Ăsta este pericolul. Te-ai întors la Dumnezeu, te-ai pocăit, te-ai botezat și faci parte dintr-o adunare, ești membru. Ținta ta numărul unu trebuie să fie creșterea spirituală din momentul acela. Pentru că dacă vei avea cu totul și cu totul alte preocupări, în loc să ajungi un om duhovnicesc, un om matur, vei ajunge inevitabil să treci ca și lume. Definim imediat creșterea în Hristos, încercăm să înțelegem câteva, dăm câteva exemple ca să înțelegem unde se aplică creșterea în Hristos și cum se vede în viața creștinului. Dragii mei, iată că sunt câteva direcții la care către care ne putem îndrepta atenția. Nu poți crește dacă nu studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, nu poți crește dacă nu îți dai seama, sau mă rog, este o consecință a faptului că ai crescut, nu ești singur pe lume, nu este vorba doar despre tine, ci este vorba despre lumea aceasta care are nevoie de vestea bună. După o scurtă pauză revenim. La 8 luni, când am observat că nu lucrurile nu decurg normal, nu stăteam în fund, aveam mici probleme de echilibru și am fost la medic și am întrebat și s-a dat vestea că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, și dar să avem speranță că va recupera prin gimnastică și medicație. De unde vă găsiți puterea să mergeți mai departe, să să priviți viața și durerea în ochi? E simplu. Dacă El vrea, dacă El ne împinge, ce altă bucurie mai mare? Dar se spune că trebuie să-ți duci crucea. Iar când obosești, o lași jos, te odihnești, o iei și pleci mai departe. Am revenit în platoul Comorilor Înțelepciunii, discutăm acum despre indicatorii creșterii spirituale. Spunea pastorul nostru de astăzi că dorința, nevoia, direcția unui creștin odată intrat în biserică este aceea, sau conștientizarea, este aceea de a crește. Hai să vedem care sunt indicatorii, care sunt pașii care trebuie făcuți. Ce ne spune, ce ne transmite că suntem într-un proces de creștere sau nu? Cum arată un creștin care a început să crească, Julian? În momentul în care devii matur spiritual, îți dai seama că scopul tău numărul unu nu mai este ca tu să primești, ci tu să oferi. Doamne, cum pot fi eu de folos astăzi în biserica ta? Am întâlnit foarte mulți oameni care, la sfârșit, după ce pastorul a predicat, nici n-aș fi crezut vreodată că în inima acelui om care este cu zâmbetul pe față există atâta amărăciune și atâta, cum să zic, încerca să se ascundă, atât de multe ziduri. Iar în sufletul lui era tristețe, a început să plângă, mi-a spus ce lucruri groaznice trăiește acasă și că se simte inutilă. Pur și simplu, parcă predica n-a avut niciun efect asupra ei. De ce? Pe lângă faptul că avem nevoie în biserică, bineînțeles, de prunci, avem nevoie și de oameni maturi care să îngrijească prunci. Să identifice pruncii. Fiindcă nu putem să punem totul pe spatele unui pastor. Nu avem cum. Ci împreună cu el trebuie să facem lucrurile. În momentul în care devii matur spiritual, Dumnezeu îți dă și ție o sarcină. Începi Dumnezeu... să simți că și tu ai o importanță acolo și ai o sarcină, utilitate, ai o datorie. Și am notat câteva, absolut. Slujirea, servirea, învățarea altora. Poate unii n-au înțeles un verset, n-au înțeles o parte din predică. Ești acolo ca să-i susții, să-i întărești. Poate în timpul săptămânii mai comunicați. Îmbărbătarea, foarte important. Dacă suntem creștini, după o săptămână de război spiritual, venim, poate uneori doborâți. Avem nevoie de cineva care să ne îmbărbăteze. Fratele meu, sora mea, Dumnezeu e viu, e lucrător, uite mărturia mea. Uite ce experiențe am trăit săptămâna asta. Cred că în biserica noastră lipsesc experiențele. Și cred că ne e frică de experiențele cu Dumnezeu. Când cineva vine și își expune mărturia și experiența despre Dumnezeu, am văzut foarte multe priviri care privesc pământul. Foarte mulți sceptici. Dar de unde știm noi? E simplu, în momentul în care trăiești cu Dumnezeu, simți cu fratele tău. Știi că acolo este mâna lui Dumnezeu. Merg mai departe, încurajarea, dărnicia, ospitalitatea.
Ospitalitatea asta era trăsătura de bază a evreilor. Nu știți voi că prin ospitalitatea voastră unii ați găzduit pe îngeri? Frații ar trebui să plece acasă cu cel puțin un om acasă. Să-l ducă la masă, să-i arate părtășia cu Hristos, părtășia acelei zi de odihnă în Dumnezeu, mila, compasiunea și așa mai departe, iubirea. Deci sunt atât de multe lucruri de făcut încât am putea face o listă enorm de mare. Însă cel mai important este că în momentul în care trecem de la stadiul de copilaș, care doar stă în scaunel și vrea să privească programul și vrea să asculte predica frumoasă și vrea doar să primească, să primească, să primească. Și mai și comentează că nu a ieșit cum trebuie. Și comentează că nu i-a plăcut, că de la trecut a fost altcineva acolo mai bun. Și stai că eu nu mai vin de data asta aici, mă duc în altă parte că am auzit că acolo e răptic de la cu vanilie. Deci în momentul ăla toate chestiile astea dispar. Ăla deja este un creștin cu numele, într-o zonă de confort din care nu vrea să iasă, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu, cum am citit în Evrei, este prea dur și aspru cu viața lui personală ca să poată să renunțe la acele lucruri. Mulțumesc. Cum vede un pastor indicatorii creșterii spirituale? Eu aș fi mai practic și aș spune că un om care vrea să crească spiritual, primul rând trebuie să fie sincer cu el însuși. Frumos. Adică mă uit la Iov și după acea întâlnire cu Dumnezeu, Iov e sincer cu el însă și spune: până acum urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, acum ochiul meu te-a văzut și iată că mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. A fost sincer cu el și s-a văzut cât de păcătos și de rău era. Pentru creștere spirituală e nevoie ca omul să fie sincer cu el, să-și vadă firea pământească, să-și vadă păcatele, să-și vadă neputințele, să-și vadă falimentele. Dar nu doar să le vadă, pentru că asta te-ar conduce la depresie, să fie gata și să le înfrunte prin ajutorul lui Dumnezeu. E un lucru foarte dureros ce spune. Cui ar conveni să se așeze în fața unei oglinzi după ce a muncit o zi întreagă și are sudoarea curgându-i peste tot și fața neagră? Cui ar conveni să se uite în oglindă? Nu are niciun drag de așa ceva. I-ar conveni cuiva care vrea să se spele și să aibă o față curată. Nu merge pasul 1 fără pasul 2. Cineva care are scopul acesta, cu siguranță se va uita în oglindă și va ști ce trebuie să facă. De aceea, sinceritatea este o componentă esențială pentru a crește spiritual. Apoi, eu aș mai spune și apropierea de niște oameni duhovnicești sau maturi. Mă tot gândeam, cum a ajuns Iosua să fie un om spiritual? Cum a ajuns Caleb să fie un om spiritual? Și dacă ne uităm în Scriptură, aflăm, știți cu cine s-a apropiat Iosua în tinerețea lui? De Moise. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iosua locuia în mijlocul cortului lui Moise și acolo era și prezența și slava lui Dumnezeu. Omul ăsta a fost pregătit pentru a prelua mai târziu ștafeta și a conduce poporul lui Dumnezeu. Dar el a stat lângă un om spiritual și a învățat de la el. Dar s-ar putea ridica întrebări de genul: l-ai privilegiat. Are ocazia să stea mai mult în preajma unei persoane influente în mod pozitiv. Eu nu am avut privilegiul acela. Există o mică diferență aici, mă scuzați că intervin. În preajma unui om spiritual matur, există întotdeauna un loc. Și asta e dorința lui primordială. Frumos. Un om matur spiritual și înțelege chemarea aceasta lui Dumnezeu de a mentora. Moise a înțeles. Asta Moise și-a pus întrebarea. Măi, după ce eu mor, că voi muri și eu la un moment dat, cine va conduce poporul lui Dumnezeu? Și atunci Moise a luat în serios această chemare, l-a mentorat, l-a învățat pe Iosua, dar a fost și alegerea lui Iosua, pentru că nu l-a luat cu forța Moise. A fost poruncă divină la un moment dat, Domnul i-a spus iar pe Iosua și... Da, dar după ce Iosua stătuse o lungă perioadă de timp în cortul lui Moise, când Dumnezeu îl anunță pe Moise, uite, vei muri, atunci îi dă directivele și îi spune, ia-l pe Iosua, unge-l, dă-i autoritate în fața întregului popor, recunoaștere, ca oamenii ăștia să asculte de el atunci când vor ajunge în Canaan. Da? Deci eu ca și o persoană matură spirituală, nu că ar fi de ajuns nivelul la care sunt astăzi, pentru că întotdeauna este un nivel mai mare la care poți ajunge. Dar iau în serios chemarea aceasta lui Dumnezeu de a lua lângă mine oameni și a-i ajuta să crească spiritual. Dar și acești oameni, acești creștini născuți din nou de curând, trebuie să aibă dorința de a se afla în apropierea unui om matur spiritual și a învăța de la el.
Deci e ceva mutual. Nu depinde numai de mine. Depinde și de el. Și el să vrea să fie acolo. Și el să vrea să ia pildă, să ia învățătură de la mine. Și sunt convinsă că Dumnezeu nu rămâne dator. Dacă inima omului este deschisă, doritoare să cunoască, Dumnezeu nu rămâne dator, nu te lasă fără șansa de a merge pe drumul respectiv, nu? Și aș mai spune că un al treilea lucru practic ar fi să-L ia foarte în serios pe Dumnezeu. Eu cunosc persoane care nu L-au luat în serios pe Dumnezeu atunci când s-au întors la El, deși au fost niște întoarceri autentice. Și atunci, ei nu au luat în serios pe Dumnezeu în sensul, în fiecare zi vreau să citesc Scriptura. În fiecare zi vreau să mă rog. Nu vreau să lipsesc de la niciun program de adunare. Nu vreau să lipsesc de la nicio întâlnire de grup. Ei nu L-au luat în serios. Merge să citesc o dată la o săptămână sau la două săptămâni Biblia sau când mi-a aduce aminte. La adunare nu e nicio problemă dacă merg. Și mă uit astăzi că au trecut ani de zile și ei nu sunt crescuți spiritual. De ce? Pentru că nu L-au luat pe Dumnezeu în serios în trecutul lor. Și spuneam bisericii, eu, Sandu Valentin, sunt astăzi produsul ultimilor 9 ani în care ori L-am luat în serios pe Dumnezeu, ori nu L-am luat în serios pe Dumnezeu. Dacă astăzi studiez Biblia și îmi place, asta se datorează faptului că de când m-am întors la Dumnezeu, am studiat în fiecare zi Scriptura către o oră, două, trei pe zi. Păi nu știu dacă în 4 ani de zile de când păstorez Biserica Speranța, am lipsit vreodată la vreun program. N-am lipsit. Și acum, natural îmi vine să mă duc la adunare, natural mă rog, natural citesc Scriptura, de ce? Pentru că mi-a devenit un obicei, noi funcționăm ca niște automatisme. Da? Păi, normal că dacă tu n-ai citit ani de zile Biblia, nu îți vine natural dimineața să te pui pe genunchi să iei cuvântul lui Dumnezeu să te uiți în el sau să te rogi. Pentru că suntem rezultatul anilor ce au trecut. Suntem un produs al anilor trecuți. Știți ce e ciudat? Că atunci când ne creștem copiii și învățăm cu o nouă hrană, nu ne lăsăm până noi ajutăm să înțeleagă că acea hrană le face bine. Diversificarea le face bine. Copilului, dacă i-ai da voie, nu i-ar plăcea decât lăpticul, pentru că e natural. E dulce, e gustos, e bun. Dar tu vii și oferi hrană de altă calitate și îl înveți că are gust bun și aceea. Însă, nu ne vine să ne luăm de hrana asta mai tare, pentru că nu știu de ce. Nu suntem curioși, credem că nu ne va plăcea. Este ultima întrebare și aș vrea să încheiem. Aici cred că se vede dragostea și iubirea lui Dumnezeu, pe care ne lasă prin libertatea de a alege. Această persoană duhovnicească pe care o creștem este la libera noastră alegere, pentru că nu mai suntem niște copilași cu adevărat. Cu mintea suntem niște om maturi. Și cu mintea noi putem să luăm alegeri în plan spiritual. Și atunci, care este riscul? Că ar trebui să discutăm treaba asta. Care este riscul ca eu să nu mă hrănesc în fiecare zi cu cuvântul lui Dumnezeu, ca eu să nu am o relație cu Iisus Hristos autentică, ca eu să nu ajung la statura plinătății lui Iisus Hristos? Care este riscul ca eu să rămân un copilaș? S-ar putea să se întâmple ceva cu persoana la care privesc în fiecare zi și care îmi dă sfaturi. Dar aici ce să fac? Cam asta e marea întrebare. Dar în situația asta ce să fac? Cum să acționez? Spune-mi tu, dar să spună Dumnezeu. Fiindcă eu nu te cunosc așa bine cum te cunoaște Dumnezeu. Și sunt sigur că Dumnezeu are un plan cu viața ta. Și în 2 Petru 3 cu 18 găsim un îndemn. De fapt sunt două îndemnuri foarte, foarte importante. Și aș vrea telespectatorii să deschidă și dânsii Biblia, să citească, să sublinieze chiar. Și spune așa: ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și spune așa, și creșteți în harul. Pentru ce avem nevoie de har? Pentru că în momentul în care ne așezăm în fața legii lui Dumnezeu, suntem atât de pătați încât s-ar putea să avem părerea despre noi și să tragem concluzia că nu avem nicio șansă. Tocmai astăzi m-am întâlnit cu cineva la o sală și l-am întrebat, cum este inima ta? Și a zis, e pătată. Și zic, cum e sufletul tău? Și el a zis, nu mai am nicio șansă. Zic, ba da, mai ai o șansă. Prin sângele lui Iisus Hristos care a curs pe cruce pentru tine, mai ai o șansă. Și astăzi îți spun că eu acum te trec în telefon și mă rog pentru tine. Și știu că am un Dumnezeu care lucrează și fii pregătit să vezi minuni în viața ta. Suntem în fața unui război spiritual puternic care se dă pentru ființa noastră, pentru sufletul nostru. Pericolul la care ne expunem este să fim disipți, să fim înșelați de diavol. Necunoscând cuvântul lui Dumnezeu, necunoscând mila și iubirea lui Dumnezeu pe care o are pentru noi ca să ne învețe har și cunoștința Domnului Iisus Hristos. Neavând acest element care să mânuța harului, care să ne conducă către el, ai o șansă, fiul meu,
ai o șansă. S-ar putea să trăim o iluzie în continuu, chiar o iluzie a creștinismului, chiar o iluzie a bisericii, chiar o iluzie a religiei într-un Dumnezeu pe care nu-l cunosc, fiindcă nu l-am cercetat și nu am stat acasă cu el pe genunchi în rugăciune și în studiu. Mulțumesc mult! Aici punem capăt, dragii mei, celei de-a treia părți a dezbaterii din cadrul emisiunii Comorile Înțelepciunii. Vă invit să deschideți propriile Biblii, pentru că fiecare casă conține și o Biblie. Avem libertatea de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, este cel mai prețios dar pe care l-am primit din partea Lui. Și căutați indicatorii care vă dovedesc că sunteți pe creștere sau poate nu, din punct de vedere spiritual. Fiți sinceri cu dumneavoastră înșivă și permiteți-vă să vă lăsați schimbați din slavă în slavă până la caracterul Domnului Iisus Hristos. După o scurtă pauză ne revedem iarăși. Cred că cel mai mult m-a ajutat să trec peste întâlnirea cu copiii. Deși gândul că m-aș întâlni cu ei și m-ar vede schimbată fizic, ar vede altceva, altă persoană, mă îngrijora pentru că nu știam ce explicații aș putea să le dau. Cred că asta m-a făcut să pot să trec peste problemă. Când am ajuns la grădiniță, am o fetiță care vorbește foarte puțin. Nu mi-a spus nimic, doar a venit și m-a strâns în brațe. Nu m-a întrebat niciodată nimic. Dragostea nevinovată a unui copil te ajută să treci peste multe probleme în viață. Dragii mei, am revenit în platoul Comorilor Înțelepciunii. Discutăm acum despre creștinul matur de astăzi. Poate creștinismul arăta cumva pe vremea lui Pavel, poate că el arăta cumva pe vremea lui Luther, poate că el arăta cumva în timpul celor două războaie mondiale, însă astăzi creștinismul se află sub asediu. Cel puțin aceasta este percepția multora. Haideți să vedem ce înseamnă un creștin matur azi. Cum se încadrează în modernitate, în secolul 21? Domnule pastor, ce spuneți tinerilor care doresc să țină pasul cu moda, cu lumea, cu, nu știu, cu toate? Vor să fie și ei, ca toată lumea. Și au tot dreptul, doar nu vor să fie marginalizați. Eu le spun ceea ce, de fapt, Scriptura spune. Mi-e frică să zic ceva de la mine și asta pentru că, zice Dumnezeu în cartea Ezechiel, că sunt unii care vorbesc din Duhul lor și nu de la Dumnezeu. Amin. Le spun ceea ce le zice Pavel corintenilor, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Era o zicală proverbială în Corint, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, uh-huh, în sensul că suntem liberi în Hristos. Însă ei nu înțelegeau acea libertate în Hristos așa cum ar trebui să o înțeleagă și se dedau la tot felul de păcate, imoralitate sexuală, lăcomie de bani, erau erezii acolo, spuneau că nu există înviere, fel și fel de alte lucruri. Ce am înțeles eu de acolo? Că principiul este ca în toate lucrurile pe care le fac eu în viața de zi cu zi să caut acel aport spiritual care îmbogățește viața mea. De-aia zice Pavel acolo, toate lucrurile îmi sunt îngădite, dar nu toate îmi sunt de folos. Bine, nu pentru toate un zidesc. Pastor este normal, dar pentru un tânăr care vrea să, nu doar pentru un tânăr, pentru un om la orice stadiu al dezvoltării sale, care dorește să facă parte dintr-un grup anume, care dorește să aibă și el o mașină mai acătării, care dorește să aibă parte de un grup social mai special. Eu adesea o spun din față că nu există Biblie pentru pastori și Biblie pentru membrii. Există o interesantă idee. Există o singură scriptură și așteptările lui Dumnezeu sunt aceleași de la toți oamenii legat de ascultare, sfințenie, pentru că în ceea ce privește chemarea specifică, normal că așteptările lui Dumnezeu sunt diferite. El știe cât a pus și El știe cât cer. Eu încerc să îi ajut pe toți cei care îmi cer sfatul să caute în ei înșiși răspunsurile, în ce fel. De ce vrea o mașină de felul ăsta? Nu cumva e datorat faptului că îmi pasă foarte mult de imaginea mea? Nu cumva vreau să impresionez pe niște oameni, nu cu omul din lăuntru, așa cum învață Scriptura, ci prin lucrurile exterioare? Caut întotdeauna să
le spun, că Dumnezeu nu se uită la ce izbește privirea, ci Dumnezeu se uită la motivația lăuntrică din inima noastră. De aceea spune Dumnezeu, eu nu mă uit la ce se uită omul, eu mă uit la inimă. Și spune Pavel în Corinteni, zice, când va veni Domnul, El va da pe față motivațiile lăuntrice ale inimilor noastre. Acolo privește Dumnezeu și cred că acolo ar trebui să privim și noi. În fața fiecărei alegeri, de ce vreau costumul pe care îl vreau? Pentru că e o nevoie, pentru că poate ăsta e stilul meu sau pentru că vreau să fiu văzut. Asta e o dorință păcătoasă care se naște din inima noastră. E o dorință pe care Satana o exploatează chiar și în ispitirea Domnului Iisus Hristos. Aruncă-te de pe zid acolo, să te vadă toți, fii popular, acaparează privirile oamenilor, fă-te văzut. Și Domnul Iisus o refuză. Dacă Domnul Iisus a refuzat-o, cred că și eu, ca și urmașa lui Hristos, trebuie să le refuz. Cam asta învăț. Să caute, să privească în inima lor și să vadă ce motivații sunt acolo. Acele motivații impulsionează spre lucruri bune, plăcute lui Dumnezeu sau spre lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Giuliano, nu este prea mult? Depinde la ce ne raportăm și nu o să ies în afara noastră, ci o să rămână în inimă. Fiindcă acolo se întâmplă cele mai multe lucruri. De acolo izvorăsc toate lucrurile, spune Solomon. Și mi-a plăcut foarte mult un fragment pe care l-a spus Iisus în rugăciunea lui către Dumnezeu. Și spune așa: ei nu sunt din lume. Care ei? Vorbim despre creștini acum, nu? Vorbim despre cei care cred în Iisus Hristos. Și Domnul Iisus îi spune Tatălui așa: ei, adică noi, cei care credem în Iisus, zice, nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Întrebarea este, atunci când vreau să mă conformez cu lumea, eu pe cine urmez de fapt? Eu ca cine vreau să fiu de fapt? Și apoi dă soluția. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și o să spun asta și de 100.000 de ori dacă este nevoie. Cine nu citește cuvântul lui Dumnezeu, n-are cum să descopere împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nu descoperi împărăția lui Dumnezeu, o să fii ghidat după împărăția lumii astea pe care o găsești pe Facebook, Instagram, LinkedIn, când ești de la metro, Netflix, orice vreți voi. O să întâlniți numai împărăția lumii acestea. Și dacă înăuntru dumneavoastră nu aveți împărăția lui Dumnezeu pe care o descoperiți aici și pe care vă descoperă Duhul Sfânt, nu o să aveți cum, nu, o să fie imposibil dintr-o dată să treci într-o dimineață să zici: eu vreau să fac voia lui Dumnezeu, pe mine nu mă interesează hainele să mă etalez cu ele, nu mă interesează să am un Bentley la parcat în fața casei sau trei vile, nu mă interesează treaba asta, pentru că eu îl caut pe Dumnezeu cu adevărat. Nu ai cum. Copilașul, cum merge de-a bușilea și se ridică ușor, ușor și învață să meargă, îi se întăresc mușchii, așa este și cu partea spirituală. Trebuie să ni se întărească în noi Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu nu are cum să fie întărit dacă nu este hrănit. Deci tu provoci cumva oamenii să înțeleagă că ei sunt fii de Dumnezeu, absolut, nu sunt din lumea aceasta și absolut, au datoria, din punctul meu de vedere sfântă, să se comporte conform privilegiului, statutului pe care îl au. Nu numai atât, îi provoc să descopere ce statut au. Îi provoc să descopere ce bogății le-a lăsat Dumnezeu prin testamentul lui și ce promisiuni care în vremuri de restriște și vremuri grele. Aceste promisiuni mie mi-au salvat viața. Aceste promisiuni pe mine m-au făcut să trec prin ziduri care credeam că sunt imposibil de trecut. Despre acest Iisus vorbesc. Despre acest Iisus care a trecut pe aici, pe care l-am descoperit, în cuvântul căruia mă încred și știu că va reveni. Și atunci nu mai vorbesc despre o împărăție pe care mi-o construiesc, foarte mare atenție, pe care mi-o construiesc, ci o împărăție care va să vie și din care fac parte. De ce? Pentru că eu nu mai fac parte de aici. De ce să stau să mă orientez după lucrurile de aici dacă nu fac parte? Asta nu înseamnă că le resping. Eu nu resping nimic. Merg la muncă, mi-au o casă dacă e nevoie, îmi fac familie, este instituția lui Dumnezeu, fac tot ce ține de mine. Iisus le-a făcut, îl urmez pe el. Însă scopul principal este: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. De ce să o căutați? Pentru că voi sunteți acum în altă împărăție. Voi sunteți în lume, de aceea căutați împărăția. Și când o veți găsi, o să avem altă discuție. Apostolul Ioan spune că sunt trei lucruri potrivnice creștinului: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Da.
Ei, tot am vorbit, s-a vorbit de Bentley, s-a vorbit de fel și fel de lucruri. Cum ajung să-mi doresc un Bentley? Așa, dintr-o dată? Probabil prin comparație. Vi-l imaginați pe Pavel umblând după un Bentley? Cu mâna scoasă pe geam și vindecând oamenii. Siguranță nu. De ce? Pentru că inima noastră, în inima noastră intră fel și fel de informații prin ochi, prin ceea ce vedem. Da? Și ajungem să dorim ceea ce vedem. Păi dacă ochiul nostru e la Dumnezeu, ochiul nostru e în Scriptură, ochiul nostru este în lucrarea lui Dumnezeu, automat ajungem să dorim lucrurile lui Dumnezeu. Se duce Pavel la Corinteni și le spune: n-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Asta era pasiunea centrală a vieții lui, asta îl impulsiona pe Pavel să trăiască. Lui nu era gândul la Bentley, nu era gândul la fel și fel de lucruri de lume, care nu sunt în sine păcătoase. Ele nu sunt păcătoase în sine, materia nu e păcătoasă în sine, ci inima mea, firea mea pământească o face să fie păcătoasă. Depinde ce atribuie eu lucrurile respective. Și atunci, de ce ajunge un tânăr dintr-o biserică să-și dorească fel și fel? De ce ajunge un tânăr să se îmbrace cu blugi rupți sau fetele să se îmbrace în mai știu eu ce fel provocator? Pentru că ochiul lor nu e la Dumnezeu, ci în alte părți. E în mass media, e la televiziune, e în industria muzicală, unde există fel și fel de modele care nu se îmbracă tocmai cuvincios. Succesul e promovat în societate ca fiind omul acela care are mulți bani, are mașini, are fel și fel de alte lucruri. Exact. Și atunci, pentru că mintea nu e educată cu cuvântul lui Dumnezeu, începe să fie educată cu acele informații pe care le vede în mass media, pe Facebook, pe Instagram și pe mai știu eu unde. Și ajunge să-și dorească acele lucruri. Dar dacă și-ar umple viața cu cuvântul lui Dumnezeu și ar avea o relație vie autentică cu Dumnezeu, cum a avut Pavel, nu și-ar mai dori acele lucruri. Ce-ar spune? Nu-mi doresc altceva decât pe Hristos. Nu ne aflăm cumva în fața riscului de a confunda creștinismul cu umanismul? E pericolul nostru ca și creștini să nu prezentăm creștinismul în mod corect. De multe ori venim și noi ca și creștini cu listuța. Să nu bei, să nu fumezi, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Restricțiile. Adică, exact, doar niște restricții. Creștinismul nu e asta. Creștinismul este o relație vie cu Dumnezeu, o viață trăită din Dumnezeu, iar din această viață trăită alături de Dumnezeu, reies toate aceste lucruri. Nu fumez, nu beau, nu fac acele lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu mi le interzic. Dar nu ăsta e scopul principal, să nu fac acele lucruri. Eu trăiesc cu Dumnezeu și consecința faptului că trăiesc cu Dumnezeu este că nu fac aceste lucruri. Exact. Noi nu promovăm, și asta e durerea mea, noi nu promovăm atât de mult o relație cu Dumnezeu. Și e greșit. În perioada mea de început de pocăință, ieșeam cu unii tineri pe stradă la evangelizare și îi spuneau: uite, noi ne-am pocăit. Și oamenii îi întrebau: dar ce înseamnă că v-ați pocăit? Și mi-e rușine să vă spun ce spuneau atunci. Și spuneau ce nu mai fac. Păi nu mai fac asta, nu mai fac asta, nu mai fac asta. Dar nu asta e pocăința și nu asta este relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu înseamnă că sunt într-o relație cu Dumnezeul Creator, acela care mă iubește, inima mea e plină de dragoste față de El și nu fac acele lucruri pentru că am fost schimbat în inima mea să nu mai iubesc acele lucruri. Și pentru că nu vreau să-L întristez pe El, făcând lucruri care lui nu sunt plăcute. Mulțumesc tare mult. Ultimele câteva cuvinte. Riscul umanismului este să ridice omul la rang de Dumnezeu, să nu mai aibă acolo nevoie de un mântuitor. Și atunci spune: eu sunt bine cu mine. Și atunci eu te întreb: dacă cu Dumnezeu ești bine? Păi care Dumnezeu? Dacă eu sunt bine, dacă eu fac fapte bune, dacă eu sunt cel mai ok? Foarte bine a menționat. În momentul în care trăiești cu Dumnezeu, tu nu te mai gândești la faptele tale, fiindcă atunci o să răsune în mintea ta la sfârșit versetul ăla care spune: Doamne, n-am făcut noi, n-ai făcut nimic! N-ai făcut nimic, că ești despărțit de mine, nu ești în stare să faci nimic. N-ai cum să te desparți de bunătate, să spui că ești bun. Minți, te minți singur, te înșeli. Tu nu poți să faci fapte bune singur de la tine. Și ultimul lucru este că roada Duhului este cea care îți oferă tot: bucurie, pace, absolut tot. Nu roada ta, nu Duhul tău, ci roada Duhului care... Vă mulțumesc. Ultimele cuvinte, vă rog, acum vreau să transmiteți telespectatorilor îndemnul pentru creștere în Hristos. În două, trei cuvinte. Nu mă interesează mult, mă interesează ca aici să fie concluzia invitațiilor mei de astăzi pentru telespectatori. O să vorbească cuvântul inspirat, fiindcă cuvintele mele sunt prea mici. Și în 1 Ioan 1:9 spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Avem o promisiune, da? Și să ne curățească de orice nelegiuire.
Și așa începe creșterea. Mulțumesc mult. John Piper spune că orice respirație care nu este spre slava lui Dumnezeu este un păcat. Pentru că zice la un moment dat Pavel, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Eu aș vrea să îndemn pe telespectator să facă din creșterea spirituală scopul central al vieții lor, pentru că asta o să-i ajute să fie cu adevărat oameni duhovnicești. Dacă nu vor face asta, aș vrea să, foarte pe scurt, să le prezint destinul unor oameni care n-au luat în serios creșterea spirituală, creștinii din Corint. Și uitați cum au devenit acești oameni, spune Pavel, voi sunteți lumești. Și am extras eu 11 lucruri pe care ei le făceau. Se făleau cu oamenii, în mijlocul lor erau persoane care practicau incestul, Pavel le zice că e o curvie din aceea care nici chiar la păgân nu se pomenește, erau creștini curvari în capitolul 5, erau creștini lacom de bani, tot în capitolul 5, erau creștini ce se îmbătau chiar și la cina Domnului, spune în capitolul 11, erau creștini care se dădeau în judecată unul pe altul pentru lucruri pământești, în fața soboarelor lumești. 1 Corinteni 6, erau creștini care nu își îndeplineau datoriile sexuale față de soț sau de soție, 1 Corinteni capitolul 6, 7, erau creștini care mâncau mâncarea jertfită idolilor, capitolul 8, erau soții creștine nesupuse soților, 1 Corinteni 11, era harababură la slujire, 1 Corinteni 14, și erau erezii, 1 Corinteni capitolul 15, spuneau că nu există înviere din morți. Oamenii aceștia n-au luat în serios creșterea spirituală și uitați ce au ajuns să trăiască. Exact astea sunt consecințele. Și asta vreau să îndemn pe telespectatori. Dacă s-au pucăit de ceva timp și și-au dat seama că ei sunt la acest nivel de prunci în Hristos, să facă din creșterea spirituală scopul vieților și vor ajunge la următorul nivel care este creștinul duhovnicesc. Dacă nu fac asta, vor ajunge să trăiască ca și lumea și cuvântul lui Dumnezeu va zice și în dreptul lor, tot lumești sunteți. Mulțumesc! Trei pași am sesizat. Vreau să-i amintesc și încheiem dezbaterea de astăzi. 1. Lasă-L pe Dumnezeu să te descopere pe tine însuți, însăți înaintea ta. Permite să te vezi exact așa cum ești. Uită-te în oglinda cerului și vezi cum ești. 2. Primește iertarea. 3. Ia în serios creșterea în Hristos, toate acestea îmbrăcate frumos, în Cel care este mântuirea noastră, pentru că toate le facem din dragoste pentru El. Amin. Vă mulțumesc tare mult amândorora pentru participare. Mulțumesc. Stimați invitați, aici punem punct dezbaterii de astăzi, dar rămâneți cu A7 TV. Oricât am discutat, niciodată parcă nu putem epuiza subiectele propuse. Semn că există interes și resimțim nevoia de dezvoltare. Sper deci că v-am stârnit interesul pentru a studia mai mult subiectul creșterii în Hristos. Acum însă vă propun o scurtă relaxare, după care vom continua căutarea de comori. Ca de obicei, Abi Burtan ne oferă cu generozitate artă pentru suflet. Rămâneți cu A7 TV! Concluzii. Te căutăm în felul nostru ciudat și fiecare își spune cuvântul. Ne minunăm privind la ceilalți, crezând că noi suntem destul. Aducem în toate afrați, dar rămânem cu gând neîmpăcat. Tu ne apropii în dorul de viață și ne strângi în durerea de tată. Noi trăim pentru noi și ai noștri, nevisând înfrățirea curată și iubirea nu vrem a opri. Ne păstrăm discret la distanță. Și atunci ne înveți suferința ca să știm că suntem egali. Plângem greu pentru viața curmată când pe-ai noștri de noi îi separi. Ne dorim ignoranța iertată, vrem ca ceilalți să ne aprindă speranța. Sau ne facem mai răi încă o dată ca să fim cu noi împăcați. Ignoranța ne-o facem în ură. Cam uitat a zâmbi ca ceilalți. Timpul mult, bunătatea ne-o fură, ne lasă reci, săraci, apoi stă. Suntem frați și vom fi totdeauna, fie în moarte, ori în viață pe veci. Ce alegem, nimic nu mai schimbă, ori
iubim, ori rămânem săraci. Când primim nepăsarea cea oarbă, risipim ce am putea aduna. După cum ați putut observa mai devreme, astăzi vom continua să descoperim viața poetului Alin Ispas, viața personală, viața artistică, dar și viața lui în relația cu Dumnezeu. Ne povesteai data trecută că ai fost în Africa. Cum îți aduci aminte de perioada aceea? Ce amintire ai? Africa este un vis de când eram copil, pentru că m-au impresionat poveștile oamenilor care au lăsat cariere în Europa, precum doctorul Albert Schweitzer, și a mers acolo. Așa că cred că pentru orice om care vrea o experiență mai bogată, este un loc, Africa, în care să-l găsească. Și îmi amintesc despre întâlnirea cu suferința, așa cum se vede doar în filme, dar și cu o calitate a vieții pe care doar oamenii care știu că trăiesc puțin sau care nici nu știu că trăiesc o pot avea, o lecție de viață, și să știi că te face să te simți neplăcut, pentru că te duci acolo vizitator. Și ai vrea să-i ajuți mai mult. E nedrept, pentru că puteai să fii tu acolo, să te naști tu acolo și nu ești acolo. Ești aici, unde de multe ori nu-ți convine și te plângi de lucruri care nici nu se compară cu asta. Sigur, Africa este o țară, este un continent bogat în oameni, în special valoroși. Mi-au plăcut întotdeauna caracterele negrilor. Dacă te uiți la caracterele din filme, chiar și Halloween, mamele lor, sunt de o tărie de caracter și de o bărbăție pe care oamenii marei lumii au considerat a fi motivul pentru care ei sunt așa cum sunt. Dacă vorbim de Martin Luther King, care a avut o istorie în lupta cu nedreptățile sociale în Statele Unite, chiar și Nelson Mandela, care pentru mine este, dacă nu modelul, aș putea să zic, unul dintre marile modele, oamenii ăștia au știut să fie puternici, așa cum doar necazul te învață, și bineînțeles oprimarea de secole din cauza imperiilor mari albe. Și sigur, contactul cu Africa te face să vezi civilizația europeană cu niște ochi care nu prea sunt dulci. Văd că Africa și-a pus amprenta asupra ta, dar vreau să te întreb, cum și-au pus părinții amprenta asupra modului în care s-a dezvoltat viața ta? Păi, fiind singurul la părinți, am avut timp să petrec mai mult cu ei. Eu am 2 copii și timpul se împarte. Averii mei sunt 4, ei mi-au fost ca frați. Și timpul se împarte și mai mult când părinții au mai mulți copii. Sigur că orice părinte spune că iubește pe toți la fel, însă asta a fost un element, au avut mai mult timp și am putut în special de la mama să primesc mai multe lecții de viață. Așa că acum nu că ar trebui să fie asta un sfat pe care și alți părinți să-l urmeze, dar sincer, dacă n-ai timp pentru 2 copii, rămâi cu unul. Asta e un sfat pe care îl dau. Timpul este prețios și contează foarte mult. Ce hobby-uri ai? Îmi place să scriu. Nu am scris poezii în perioada matură a vieții, am scris în perioada mai... Da, așa. Însă, după 30 de ani am scris. Asta îmi place. Îmi place să scriu foarte mult. Îmi place să educ. Să mă educ pe mine, să citesc foarte mult. Și să transmit. Am ocupația asta, cu asta mă ocup. E cea mai grea meserie să educi, mai ales oamenii, după ce ies din școală, sau am pus bazele caracterului, al personalității, când ești de acasă, de fapt, dar școala cu atât mai mult. E foarte greu să educi, de multe ori te lași bătut, dar asta e pasiunea, îmi place foarte mult să călătoresc. Muntele, să mor după munte, am în bucket list-ul meu să urc pe Himalaya. Nu e greu, nu este o chestie de care să te mândrești. Au urcat și bătrâni, au urcat și tineri, acum se urcă ușor. Sigur, nu ca pe vârful omului, dar oricum e un, e un,
unul dintre hobby-urile mele. Când vorbești cu un om căruia nu-i place să urce muntele, okay, este o provocare. Am înțeles. Vreau să ne oprim aici cu întrebările pentru a lua o scurtă pauză lirică în care să mai ascultăm o poezie. Apoi vom reveni cu două întrebări foarte importante. Văd cum cresc florile pe câmp, le dai puterea ta să fie. Le ocrotești în palma-ți blândă, ca fiecare om să știe de grija ta neîntreruptă, când totu-i pace sau e vânt. Din ce zăresc mai albe raze, udând pământul cu lumină, mă înseninez sub norii vieții, veghind speranța să-mi revină. Când pierd cărarea, tu o știi și îmi faci ființa să turmeze. Hai, vino mai curând la mine, să zbor acasă, împlinit. M-am săturat privind la frunze, cum cad din pomul îmbătrânit. E timpul toamna să înceteze, căci clipele îmi sunt puține. Sunt liniștit să știu că-ți pasă și că-ți lipsesc cum doar tu știi. Nu mă îndoiește vântul greu, căci unde sunt, tu mă susții. Tu vei rămâne așa mereu, îmi faci cu aripile tale casă. Care este cea mai dragă experiență cu Dumnezeu? Experiența care ți-a marcat viața, de care ți-o amintești ca fiind cea mai frumoasă? Este momentul nașterii celui de-al doilea copil, care n-a fost unul frumos, a fost neplăcut. Și cum poate fi o experiență frumoasă? Atunci nu este, dar dacă reziști tentație de a trage concluzii repede în viață, concluziile se trag mai târziu. Poți să vezi, alea sunt momentele cu Dumnezeu frumoase. Atunci am fost la trecerea, pot să zic, atunci am trecut din statutul de soț, chiar dacă aveam un copil, către statutul de tată cu adevărat, care alege și este dispus chiar, până la urmă nu este, și cred că nu e vorba mare, să renunțe chiar la sănătatea lui, la viața lui, dacă e nevoie pentru copil. Putea să ne spui în două, trei cuvinte despre ce a fost vorba? S-a născut cu o malformație, a trebuit să fie operat în trei țări. Nu s-a rezolvat problema nici acum, a fost o continuă provocare și astăzi am depistat că nu are decât un rinichi funcțional. Și tot procesul ăsta m-a făcut să mă întreb, până la urmă, pentru ce trăim, oamenii aleargă. Deci pentru mine a fost un moment în care m-am edificat și am înțeles că viața înseamnă să te uiți pe tine. Asta mai ales am învățat-o de la soție, care s-a dedicat total. Și a fost o experiență cu Dumnezeu, nu pentru că l-a vindecat. Soția s-a rugat mult timp să-l vindece Dumnezeu. Nu s-a rezolvat. Dar ne-a dat putere să trecem prin toate crizele care apar și într-un cuplu, în momentul în care vine un copil și când vine și cu probleme de sănătate, nu se doarme aproape deloc. Și acum suntem mai puternici și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Nu sunt un erou, nu sunt cu nimic superior, dar m-a făcut să intru mai serios în inima mea, să-mi cunosc și talentele, așa am început să scriu și am zis, așa m-am și hotărât să plec de la vechiul serviciu pe care l-aveam, care nu mă satisfăcea, în sensul că nu mă împlinea, văzându-i pe oameni ajutați, era un job. Și mi-am urmat visul, acela de a educa oamenii, deci a fost un punct de restart. Suferința de regulă cam asta este. Acum, după o asemenea experiență, care sunt cele mai importante valori ale unui om? Ce pot să afirmi acum? Cred că două valori. Soția și copiii. Da, cred deci că familia. Și am rezolvat-o. Da, familia este una. Cred că e foarte important să te aduni. Știi, atunci când trecem prin momente dificile, tendința este să ne ardem la ambele capete lumânarea și să nu mai ai energie pentru cei dragi. Dacă vrei să-i edifici pe ceilalți, să le aduci valoare, trebuie să te construiești pe tine, să-ți iei timp, să te odihnești. Știu că nu prea face sens atunci când copilul suferă sau când lumea are nevoie
tu să mai faci un an de școală, tu să te mai specializezi pe ceva, dar asta este ideea. Ca să ajuți cât mai bine, trebuie să treci printr-un proces în care să te distanțezi puțin, pentru că atunci ești foarte subiectiv când ești în mijlocul problemelor, să iei pauză, să tragi aer în piept, în ghilimele. Și asta este, cred că, a doua valoare, creșterea, dezvoltarea personală în paralel cu implicarea totală în viața celor apropiați, familia. Foarte, foarte fain și foarte încurajatoare povestea. Îți mulțumesc mult. Și eu. Sper să te mai avem la rubrică și îți mulțumesc că ne-ai bucurat cu versuri, dar și cu experiențe cu Dumnezeu. Mulțumim lui Abi pentru prețioasele momente care ne asigură destinerea de care avem nevoie. Acum suntem din nou pregătiți să asimilăm hrană pentru creșterea noastră spirituală. Meditațiile zilei sunt pregătite de Toni Berbece, Emil Meștereagă și Cornel Dărvășan. Rămâneți deci cu A7 TV! Dragii mei, sunt Toni Berbece, iar subiectul pe care îl voi aborda aici înaintea voastră este creșterea în Hristos. Și vreau să vă citesc înainte un verset spus de apostolul Petru, în 2 Petru 3:18. El spune așa: ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ne îndeamnă să creștem în cunoștința Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, viața cu Iisus Hristos este un proces, este o pătrundere într-un Dumnezeu care nu se epuizează, nu se termină niciodată. Nu există om pe pământul acesta, asta aș vrea să pricepem din capul locului, nu există om pe pământul acesta care să spună: sunt suficient de matur în credință, sunt suficient de cunoscător, am ajuns la o cunoaștere profundă și nelimitată a lui Dumnezeu. Toată viața noastră, dacă voi trăi 80 de ani, să ajute Dumnezeu, și dacă are în plan cu mine să trăiesc până atunci, și la 80 de ani, în ultima zi, în ultimul ceas al vieții mele, voi avea ceva de învățat de la Dumnezeu. Voi mai avea de pătruns în Dumnezeu. Voi mai avea de cunoscut, voi mai avea de experimentat. Eu zilnic experimentez lucruri minunate cu Dumnezeu. Zilnic Dumnezeu mă poartă și mă duce mai departe. Și vreau să vă citesc un alt pasaj, care este unul dintre cele mai minunate pasaje care se găsesc în Scriptură. Spune tot apostolul Pavel în 2 Corinteni 2, de la versetul 14 la versetul 16: mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasma lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre viață, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Așadar, Pavel ne spune aici în 2 Corinteni, într-o epistolă pe care a scris-o corintenilor, ne spune că noi suntem purtați de Dumnezeu, face o comparație foarte frumoasă, suntem purtați într-un car de biruință în Hristos, pentru a transmite prin acest car de biruință o mireasmă a cunoașterii lui Hristos. Adică eu sunt purtat prin lumea aceasta, la locul de muncă, chiar și aici înaintea dumneavoastră, pentru a vorbi despre ceea ce cunosc eu în Hristos. Un Hristos minunat, un Hristos care iubește oamenii, un Hristos care se implică în viețile oamenilor, un Hristos care răspunde rugăciunilor, un Hristos care este prezent în umanitate, un Hristos care a venit cu soluția de mântuire pentru umanitate. Îmi place foarte mult, fiind bărbat, după cum bine se vede, am fost atras toată viața de armată. N-am luat-o pe calea armatei, deși am prieteni în armată foarte mulți și plăcerea mea cea mai mare este să văd vehicule militare, să văd tancuri, să văd avioane, să văd tunuri, lucrurile acestea mă pasionează. Pavel face o comparație cu arsenalul militar din vremea respectivă, spune: voi sunteți purtați în care de biruință. Carul era echivalentul tancului de astăzi. Dacă Pavel ar fi scris o epistolă astăzi, ar fi spus: voi sunteți purtați ca într-un tanc care aduce biruință pe câmpul de bătălie, unde întunericul, unde păcatul a pătruns. Voi pătrundeți pe teritoriul inamic și aduceți acolo o cunoaștere a lui Hristos, care este viață.
Și îmi place să cred asta și Dumnezeu m-a folosit de foarte multe ori în locuri unde oamenii nu cunoșteau nimic despre Dumnezeu. Locuiesc și eu într-un cartier rău famat, cum se spune, un loc în care oamenii fac tot felul de lucruri rele sau am ocazia să întâlnesc oameni peste tot pe unde mă duc, oameni care fac tot felul de lucruri rele și care sunt înfundați în mocir la vieții acestea și datoria mea nu este să fiu tăcut și să fiu disprețuitor față de ei, să nu mă intereseze de viața lor. Datoria mea este să îl aduc înaintea lor pe Iisus Hristos. Datoria mea este să le prezint o viață mai bună. O tânără care a trăit în lumea aceasta în multe păcate și în multe lucruri care au afectat inclusiv sănătatea ei, mintea ei, au adus-o, toate păcatele acestea, la o vârstă destul de fragedă, într-un punct în care s-a scârbit de toate și nu își mai găsea plăcerea în nimic de pe pământul acesta. Într-un final m-a întâlnit și pe mine și pe alți oameni al lui Dumnezeu și i-am vorbit despre Hristos și îmi spunea: Tony, unde ai fost până acum? Tony, unde ați fost până acum? Am avut nevoie să-mi spună cineva despre Hristos. A fost un tânăr în biserica în care slujesc și a depus mărturia un tânăr care a fost condamnat în Spania la 30 de ani de închisoare cu executare. Acolo, abia în închisoare, l-a întâlnit pe Hristos. Deși făcea și în închisoare tot felul de lucruri rele, în închisoare l-a întâlnit pe Hristos și s-a lăsat de tot răul din viața lui și a pus o întrebare: Tony, de ce n-am cunoscut oamenii aceia care îl cunoșteau pe Hristos înainte să fac toate relele? Sunt convins că dacă l-aș fi cunoscut pe Hristos înainte, nu mai ajungeam să fac toate lucrurile acestea care m-au dus la o condamnare de 30 de ani pe tărâm străin în Spania. Viața lui, vă dați seama că a fost foarte afectată de această sentință și în cele din urmă s-a bucurat că l-a cunoscut pe Dumnezeu chiar și acolo, în temniță. Însă noi, scopul nostru este de a aduce o cunoaștere a lui Hristos. Și cunoașterea aceasta este una progresivă. Creștem, așa cum Apostolul Petru a spus, creștem. Mă întristează când întâlnesc creștini care spun infatuați și plini de mândrie: noi ne-am născut creștini, noi suntem creștini, nu ne mai trebuie nimic, ne ducem din an în Paște la biserică sau n-am deschis niciodată cuvântul, dar noi ne credem gata, le știm pe toate, le cunoaștem pe toate. Unii, citeam chiar o carte recent și cineva care își permitea să critique credința creștină și să lovească în credința creștină, doar pe o pagină a acelei cărți am găsit vreo 3 greșeli făcute din Biblie, niște erori pe care un om cunoscător de Scriptură și de Dumnezeu și de Hristos nu le-ar fi făcut niciodată. Așadar își permitea să judece, să critique credința creștină, deși el habar n-avea ce presupune credința creștină. Dragilor, ca să creștem, trebuie să ne apropiem de Scriptură. Iisus Hristos le spune în ultima sa predică pe care a expus-o ucenicilor înainte de a fi răstignit în Ioan capitolul 15, căutați acasă și veți găsi, chiar începând cu versetul 1 în jos, câteva versete bune, ne vorbește despre un lucru. Spune așa: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Dacă vreți să creșteți și să aduceți roadă, și roada care este roada? Roada este dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, credincioșia față de soțul tău, de soția ta, credincioșia față de oamenii cu care faci afaceri, cu oamenii cu care lucrezi, înfrânarea poftelor. Mai vedem noi înfrânare? Mai vedem în jurul nostru răbdare? Mai vedem în jurul nostru toată această roadă a neprihănirii? Iisus Hristos ne spune: această roadă o puteți face doar dacă sunteți înrădăcinați în mine. Și cum să te înrădăcinezi în Iisus Hristos? Simplu. Iisus Hristos ne-a lăsat cuvântul său, Scriptura. Avem 4 cărți mari și late care vorbesc despre viața Domnului Iisus Hristos. Sunt cele 4 evanghelii: Matei, Marcu, Luca și Ioan. Sunt foarte multe cuvinte de ale Mântuitorului. Apoi avem epistolele, multe epistole în care îl găsim pe Iisus Hristos. Găsim o mireasmă a cunoașterii lui Iisus Hristos. Avem și Vechiul Testament, unde îl găsim și acolo pe Iisus Hristos anunțat, prefigurat în fel și chip în Vechiul Testament. O mulțime de simboluri, o mulțime de lucruri care trimit
spre Iisus Hristos, mântuirea și salvarea noastră. În primul rând trebuie să-ți înfingi rădăcinile în Scriptură. Apoi în rugăciune, trebuie să stai în rugăciune. Prin rugăciune căpătăm o relație, o cunoaștere a lui Dumnezeu. De foarte multe ori am fost luminat, de foarte multe ori am văzut viața altfel după ce m-am ridicat de pe genunchi. Am primit claritate, am primit lumină, am primit stăpânire de sine după ce m-am ridicat pe genunchi și după ce m-am rugat. Toate astea trebuie făcute constant. Nu o să vedeți niciodată un copac care se plimbă pe stradă, iese din pământ și se plimbă pe stradă. Pomul ăla rămâne cu rădăcinile înfipte acolo în pământ și acolo aduce rod. La fel și noi. Nu ne putem permite să ieșim din ascultare față de Dumnezeu și față de Hristos și apoi să ne întoarcem și să credem că putem face fapte bune și roade. Așa cum Iisus Hristos ne-a spus, faceți roade vrednice de pocăința pe care vă lăudați cu o aveți. Ioan Botezătorul a venit cu mesajul acesta și apoi Iisus Hristos și-a început mesajul fix cu predicarea, fix cu același mesaj. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăința aceasta înseamnă să faci roade, să fii dragoste, să fii bunătate. Și n-am întâlnit niciun om care să fie dragoste până la capăt, bunătate până la capăt, fericit până la capăt, credincios până la capăt, înfrânat până la capăt, răbdător până la capăt fără Iisus Hristos. Dacă cineva a reușit să aibă constanță în aceste roade, a fost pentru că a stat în Hristos, pentru că l-a cunoscut pe Hristos și pentru că și-a făcut o pasiune din a-L cunoaște pe Hristos. Acesta este mesajul meu. Vă încurajez. Dacă n-ați citit niciodată Scriptura sau dacă o citiți odată pe săptămână, nu este suficient, nu este suficient. Căutați să o faceți mereu și astfel veți căpăta o mireasmă. Vedeți, Pavel ne vorbește despre două lucruri. Un car de biruință pe care eu l-am comparat cu un tank care aduce victorie pe tărâmul întunericului unde este păcat și distrugere. Și apoi o mireasmă plăcută, un parfum. Îți plac oamenii care miros frumos. Îți plac oamenii care sunt îngrijiți. Noi suntem îngrijiți în Hristos. Acesta este mesajul meu. Fiți binecuvântați! Aduc în atenția dumneavoastră astăzi conceptul biblic al creșterii în Hristos sau al maturității creștine. Atunci când întâlnim conceptul acesta în Scripturi, vine din analogia pe care o găsim între viața creștină și parcursul ei cu creșterea omului. De aceea, debutul vieții creștine este numit în Scripturi, în Noul Testament, de însuși Mântuitorul, o naștere, naștere din nou. Găsim aceasta în Ioan, capitolul al treilea, atunci când Mântuitorul, în dialogul cu Nicodim, îi spune trebuie să vă nașteți din nou. Nașterea este ceea ce introduce sau ce aduce în conceptul creștin creșterea și procesul creșterii pentru ilustrarea parcursului vieții creștine, de la întâlnirea cu Hristos spre maturitatea în Hristos. Pentru că, așa cum în dezvoltarea omului, după naștere urmează diferite etape, în Scripturi găsim și acele etape care definesc perioade și staturi diferite ale omului. De aceea apare mai întâi copilăria. Copii, suntem numiți copii în Hristos. Chiar înainte de aceasta, sau un termen care exprimă mai mult decât copilăria, este prunci în Hristos. Apostolul Petru folosește acest concept spunând ca niște prunci de curând născuți. Se referă la prima etapă a vieții creștine, etapă în care familiarizarea cu Cuvântul lui Dumnezeu și începutul trăirii vieții de ascultare de Dumnezeu îl solicită pe om să privească spre Hristos și să înceapă să trăiască călcând pe urmele sale, începând să împlinească ceea ce Mântuitorul a învățat în Scripturi cu privire la viața creștină. Următoarea etapă sau următoarele asocieri între viața creștină și creștere le găsim în expresia a deveni oameni mari. Dacă privim în Cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel
este cel care introduce sau folosește expresia aceasta ca să ajungem să fim oameni mari, să ajungem să gândim ca oameni mari. O face în contextul în care spune la răutate să fim prunci, iar la capacitatea noastră intelectuală și la minte să fim oameni mari. Toate aceste concepte, așa cum spuneam, ilustrează faptul că viața creștină este un parcurs care debutează cu naștere. Naștere ce înseamnă dobândirea naturii lui Dumnezeu. Așa cum un copil își începe existența pentru că își extrage natura din părinții săi și, așa cum știm, foarte frecvent ADN-ul lui este influențat de cel al părinților săi, atunci când vorbim despre viața creștină, un om al lui Dumnezeu începe trăirea sa creștină în momentul în care Hristos devine Mântuitorul său, în care, primindu-L pe Hristos, este transformat sau este născut din nou. Naștere care este numită în Evanghelia după Ioan, naștere din nou sau naștere de sus, naștere din Duhul. Semnificația acestei nașteri pentru creștin constă în faptul că, dincolo de natura sa pământească, biologică, el primește natura divină, natura lui Hristos. Următoarea etapă în viața lui constă în maturizarea sau creșterea prin diferite aspecte în care viața lui decurge. Înainte de toate, ceea ce contribuie la creșterea sa este primirea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea foarte frecvent este folosit cuvântul lui Dumnezeu ca o hrană sau este privit ca o hrană care oferă creștinului resursa pentru creșterea în Hristos. Cuvântul lui Hristos este cel care, împlinit, trăit de către credincios, îl conduce la transformarea vieții sale în chipul lui Hristos. Un alt aspect care se referă la resurse pentru creșterea spirituală este cel al experimentării lui Hristos în părtășia de la cina Domnului. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, Mântuitorul spune: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Atunci când sunt folosite aceste elemente din hrănirea trupului pentru analogia cu viața în Hristos și cu împărtășirea cu trupul și sângele său, se are în vedere două aspecte. În primul rând, hrana este vitală. Existența noastră, creșterea noastră, depinde de hrănirea noastră. Așa cum vitală este și apa sau satisfacerea setei. Al doilea aspect, pe lângă faptul că este vitală experiența hrănirii, ea este și continuă. Nimeni nu poate să spună: am mâncat bine, de acum să continui să lucrezi, să depui efort, oricât de bine ai fi mâncat, experiența aceasta trebuie repetată. Așa că atunci când vorbim despre procesul creșterii spirituale, revenirea la relația noastră cu Hristos prin împărtășirea de la cina Domnului este o resursă care ne oferă puterea pentru creștere spirituală. În un alt factor în creștere sau în devenirea ca și Hristos este folosirea îndrumătorilor sau slujitorilor, așa cum Apostolul Pavel spune în capitolul 4 din Epistola către Efeseni. Atunci, el se referă la faptul că Dumnezeu a dat slujitori în biserică cu scopul creșterii celor din biserică. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea trupului lui Hristos. Și spune în următoarele versete: pentru a nu mai fi copii purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură,
și pentru a ajunge la maturitatea de a face față acelor provocări și acelor lovituri care vin asupra noastră. Cu alte cuvinte, în procesul maturizării sau a creșterii, în asemănare cu Hristos, de folos sunt oamenii, slujitorii pe care Dumnezeu îi pune alături de noi. Atunci când este ilustrată această imagine, Apostolul Pavel folosește numirile părinți, copii, atunci când este vorba despre relația în care are loc creșterea. În relația sa cu Timotei, el spune, eu te-am născut, și apoi spune, copilul meu, în sensul că eu, de la mine ți-a fost transmisă Evanghelia, de la mine ți-a fost transmis cuvântul. Ce ai văzut la mine, spune în continuare, aceea să faci. În relația aceasta a creșterii, Apostolul ne spune că există părinți care transmit copiilor, care transmit celor care sunt în procesul creșterii, învățăturile și modelul pentru a deveni ca și Hristos. Un alt aspect pe care vreau să-l privim în creșterea spirituală sau duhovnicească este cel care ține de faptul că obiectivul creșterii trebuie urmărit și anume devenirea ca și Hristos. Când ne referim la creștere din această perspectivă, ea are în vedere dobândirea capacității de a împlini și de a face lucrarea lui Hristos ca un om matur. Așa cum odată cu creșterea copiilor, aceștia devenind maturi, sunt capabili să împlinească sarcini, să împlinească diferite lucrări. În creșterea spirituală, pe măsura maturității creștine, creștinul dobândește capacitatea de a sluji și de a fi folositor celorlalți. Întotdeauna când vorbim despre creștere, trebuie să avem în vedere și transferul de autoritate. De fapt, în procesul creșterii, cel care învață și cel care oferă sprijin în creștere se așteaptă ca cel învățat, copilul, cel ce crește, să dobândească și autoritate și responsabilitate. De aceea, atunci când vorbim despre creșterea spirituală, avem în vedere și acest aspect. Un om care crește este unul care începe să-și asume responsabilitate și este un om care este capabil să manifeste autoritate. Nu mai este în situația în care în permanență cineva trebuie să-i ceară socoteală și să-i spună urmăresc împlinirea celor pe care ți-au fost încredințate. Maturitatea înseamnă capacitatea de a se autoevalua și de a urma cele pe care le-a învățat și cele pe care le-a văzut la Hristos, astfel încât să ajungă ca și Hristos. Din perspectiva aceasta, atunci când ne este descrisă viața creștină, Scriptura spune, Apostolul Pavel este cel care îi spune lui Timotei în epistola a doua pe care o scrie, tu n-ai primit un duh de robie ca să te temi, ca să mai ai frică, ci ai primit un duh de putere. Ceea ce înseamnă că în maturitate sau în creșterea creștină, un aspect important este autoritatea și tăria de a împlini ceea ce Hristos ne-a învățat, de a împlini lucrarea pe care El ne-o încredințează și de a deveni oamenii prin care Hristos își împlinește împărăția, își manifestă împărăția în această lume. Închei spunând că creșterea spirituală și obiectivul spre care aceasta se îndreaptă, asemănarea cu Hristos, este procesul în care de la momentul nașterii din nou, creștinul continuă să se întărească, să crească, astfel încât împlinește cuvântul lui Dumnezeu,
ajunge să dobândească puterea de a sluji și de a împlini lucrarea lui Dumnezeu și apoi dobândește autoritatea cu care este capabil să manifeste în lucrarea lui Dumnezeu, în slujirea care este încredințată, responsabilitatea și împlinirea voii lui Dumnezeu. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Când eram copii, aveam un singur vis: să creștem cât mai repede mari. Această creștere ne era sugerată de educatorii noștri, de părinții noștri, care ne întrebau: ce vrei tu să te faci când o să fii mare? De parcă această copilărie pe care o trăiam nu era așa de importantă. Când o să fii mare, atunci vei putea să mergi cu bicicleta. Când o să fii mare, atunci o să iei permisul de conducere. Când o să fii mare, atunci o să fie școala, atunci o să dai la facultate, atunci când suntem copii nu e așa de important. Asta ni se sugerează. Însă oamenii s-au mai schimbat între timp. Apreciază și copilăria. Auzeam de una zi o mamă care zicea: crește prea repede, vreau să mai rămân așa mic, să-l mai văd, să mă bucur de el, de toate giumbușlucurile lui. Cum este această creștere? De ce oamenii își doresc să crească și când au crescut își doresc să fie copii? Acest proces natural se întâmplă, din păcate, și din punct de vedere spiritual. Mulți oameni care zic că și-au schimbat viața, că s-au pocăit sau s-au întors la Dumnezeu, în mod ciudat rămân în același stadiu de bebelușie, piperniceală, ca la început. Ei se împiedică, cad la fiecare pas, ca un copil. Ei nu sunt atenți, se pătează în fiecare zi, nu sunt atenți, țipă când sunt nervoși, plâng ca să-și revendice drepturile. Ați văzut astfel de creștini? Mai în fiecare zi vedem astfel de creștini. Aș vrea în această ocazie să vorbim despre creștere, despre creștere spirituală, pentru că a avea pretenția că ești creștin nu înseamnă că te ocupi tot timpul doar de lucruri foarte, foarte light, foarte slăbuțe din punct de vedere al învățăturii spirituale, doar așa cu pipeta să ne hrănim, să ne hrănească cineva, să nu ne supere, nu înseamnă că hrană tare nu trebuie să luăm. Pentru că dacă ne deranjează hrana tare, înseamnă că suntem încă bebeluși. Și datoria noastră este să creștem. Aș vrea să vă aduc în atenție un text din Vechiul Testament care mi-a plăcut foarte mult și care se găsește în Daniel, capitolul 12, cu versetul 10, unde zice: mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi nu vor înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. E vorba despre vremea sfârșitului. Și Dumnezeu ne spune că mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Pe mine mă înfioară acest text. Știți de ce mă înfioară? Pe măsură ce trece vremea, cum vă simțiți? Mai stăpâni pe situație? Mai curați la suflet? Mai lămuriți? Mai albiți? Sau sunteți din ce în ce mai ca la copșa mică? Mai negri în suflet, în inimă? Am o experiență pe care cred că v-am mai spus-o uneori. Este absolut, cum să zic, incredibilă. Ies de sub duș, mă șterg, îmi iau haine curate, intru în mașină, vin până la servici și înainte ca să ne aranjăm să intrăm în platou, colega mea îmi șterge fața cu un șervețel alb și cu o anumită substanță ca să-mi curețe tenul. Ghiciți ce se întâmplă pe discul acela alb? Indiferent. Am fost la duș, m-am spălat pe față, am folosit tot felul de dușbaduri din acestea, săpun. Nu contează. Ai deja murdărie pe față. Cum ai ieșit afară, ai deja murdărie. Și lucrul ăsta avem impresia că ne se întâmplă și la nivel spiritual. Frate, ai ieșit din casă? Mamă, nervii cât carul. Nu se poate, a intrat ăsta în fața mea. Titi, claxon și așa mai departe. Mă sună
știu eu, soțul sau soția. N-am timp acum, acum vrea să așa mai departe. Auzim că copiii sunt nervoși, au pățit ceva la școală, așa mai departe. Suntem din ce în ce mai tracasați, din ce în ce mai slabi din punct de vedere al pregătirii pentru viața veșnică. A fi un creștin autentic înseamnă a fi un creștin care astăzi ești mai bun decât ieri. Și nu în sensul de sunt mai bun decât ieri astăzi. Nu în sensul acesta în care să-ți îndrepți reflectorul spre tine și să zici, domnule, pur și simplu, de două săptămâni nu mai am pentru ce să-mi cer iertare. Nu în sensul acesta. Ci pur și simplu să vezi că ai făcut niște progrese. Să vezi că ești albit, curățit, lămurit. Să vezi că nu ești dintre cei răi, ci dintre cei pricepuți care înțeleg faptul că există o mare luptă între bine și rău, faptul că în fiecare zi suntem niște luptători în această mare luptă între bine și rău și să putem să ne detașăm, să ne ridicăm deasupra acestor probleme și să ne uităm și să zicem, da, sunt ofensive, sunt atacuri, dar împreună cu Dumnezeu suntem strong, suntem pe poziție. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, zice Psalmul 91, versetul 1 și 2, și se odihnește la umbra acelui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Am mai spus și cu alte ocazii și vreau să vă spun și dumneavoastră. Știți când sunt cel mai nervos? Când sunt cel mai iritat? Când uit să citesc din Biblie? Când neglijez studiul și nu studiul ca să predic altora, ci studiul profund din Cartea Sfântă. Când neglijez, sunt agitat, sunt mai rău, sunt irascibil, vorbesc mai apăsat decât ar trebui și imediat mi se aprinde beculețul și știu, nu este bine să stagnez această încredere pe care Dumnezeu o are, această încredere pe care o am în Dumnezeu. Nu e bine să stagnez cu ea, trebuie să cresc în fiecare zi, tot mai aproape. Zice cuvântul lui Dumnezeu, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem transformați în fiecare zi, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dragilor, aș vrea să înțelegeți foarte bine la ce mă refer. Nu mă refer la imaginea noastră, pentru că în ziua judecății vor fi trase niște cortine de către Dumnezeu și vom vedea pe unii în splendida lor goliciune, deși s-au dat împărați. Știți povestea cu hainele cel nou al împăratului? Am citit-o când eram copil. Zice că un împărat a vrut să-și facă niște haine noi ca să n-aibă nimeni ca el. Și după ce a testat o felul de croitori, au venit doi dintre croitori și au zis, împărate, uite, avem noi o propunere să-ți facem niște haine, dar avem o problemă. Ce problemă? Hainele astea pe care le facem noi sunt atât de fermecate și atât de interesante încât proștii nu le pot vedea. Proștii nu le pot vedea. Patru s-a gândit, ok, hai să vedem ce e de făcut. Și ei s-au făcut că iau două ace, că împletez nu știu ce, toată ziua împăratul stă dezbrăcat în fața lor, se prefăceau că îi puneau tunica pe spate, nu stă așa de bine, împăratul nu zicea nimic, să nu cumva să creadă ei că el e prost, așa mai departe. Deja zvonul se auzise în tot imperiul. Împăratul își va expune hainele cele noi în ziua de, la data de, dar niciunul nu îndrăznea să zică, domnule, nu vedem nimic pentru că se spunea că cei proști nu pot vedea hainele. Și la un moment dat, în iureșul sărbătorii, în care împăratul a venit să-și ofere haine cele noi și toată lumea lăuda, măria ta, ce trenă frumoasă, vai ce mantie extraordinară, vai ce așa, un puști a trecut pe acolo care nu știa despre ce este vorba, s-a uitat la împărat și a strigat odată în glas tare, împăratul e dezbrăcat! Și toată lumea și-a dat seama de înșelătoria făcută. Împăratul e dezbrăcat, să știți. În sensul că noi aici ne putem da mari în fața oamenilor, putem avea imagine, putem să născocim un ton al vocii pe care ni l-am profilat ani de zile ca să dăm bine, ca să impresionăm lumea. Putem chiar să vorbim puțin mai așa, să credem că suntem mai spirituali. Fake news. Fake news. Într-o zi toate aceste
artificii și cârje, le va da Dumnezeu la o parte și va zice: cine ești tu, frate? Cine ești tu cu adevărat? Nu cine te dai că ești, nu cine pari că ești. Aceasta este una dintre bolile grave ale creștinismului. Creștinismul s-a profilat pe imagine mai mult decât pe esență. Politica a ajuns să intre în biserica creștină în așa fel încât nu este atât de important cum ești cu adevărat. Și se spune Dan Puric foarte frumos într-o carte, zice: am înlocuit frica de Dumnezeu cu spaima de semen. Nu la așa ceva mă refer, nu la a prefabrica, nu la a disimula că suntem mai buni azi decât ieri, nu, ci pur și simplu cu adevărat. Cu ce sunt eu mai bun acum decât anul trecut? Cum am îmbunătățit viața mea de familie? Cum am îmbunătățit viața și relația mea cu copiii mei? Cum am îmbunătățit calitatea mea de vecin abordabil? Cum sunt mai bun la locul de muncă? Cum am o altă viziune despre viață și nu mă împiedic la fiecare scamă? Știți ce se întâmplă? Vreau să vă arăt ceva. Iar o să ies din lumină și rog pe colegii mei să mă ierte, mă întorc în lumină. Știți ce este asta, nu? Este un telefon. Ce facem cu acest telefon? Ne conectăm. Dar dacă telefonul ăsta nu mai are baterie, cât de mult valorează el? Ce facem când nu mai are baterie? Îl băgăm la încărcat, nu-i așa? De câte ori pe zi îl băgăm la încărcat? De câte ori simțim că se duce bateria? Acesta este sufletul meu și sufletul tău. La fel cum un telefon trebuie să fie conectat cu sursa de curent ca să poată emite serviciile pentru care este creat, și eu și cu tine trebuie să ne conectăm cu sursa divină în fiecare zi ca să creștem mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Dar dacă nu ne conectăm o săptămână, două, ce valoare mai avem? Cum putem noi să creștem? Observăm că ne scapă înjurături iar, observăm că blestemăm, observăm că nu ne mai vine să mergem la închinare. Toate aceste lucruri le observăm. De aceea aceasta este soluția. Creșterea în Hristos înseamnă a te conecta cu Hristos, a citi în fiecare zi din Cuvântul lui Dumnezeu, a te uita în jur, a nu vedea doar niște țărani, ci vedea niște oameni, a nu vedea doar niște gulere scrobite și niște haine scumpe, a vedea niște oameni care au nevoie de mângâiere, a nu vedea doar niște adolescenți rebeli, a vedea dincolo de rebeliunea aceasta suferința unor tineri care caută identitatea. Îți dorești să crești și să fii în categoria celor care vor fi mulți, albiți, lămuriți și curățiți. Pentru că cei răi nu vor înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Și aceasta este direcția noastră. La fel ca și coloana infinitului a lui Brâncuș. Uneori viața ne strânge așa de tare, dar deschiderea spre cer este întotdeauna o salvare. Chiar dacă marea luptă vine și din nou suntem strânși, niciodată nu cedăm, ne deschidem iar spre cer. Cred că aceasta trebuie să fie direcția vieții noastre. Acesta trebuie să fie parcursul vieții noastre și astăzi să fim mai buni decât ieri. Mulțumim pentru meditațiile acestea pătrunzătoare, care sper să ne frământe inimile multă vreme. Pentru că, la fel cum noi ne bucurăm de fiecare progres al copiilor noștri, și Tatăl dorește să se bucure de creșterea noastră și așteaptă și roade. Și este justificată așteptarea sa. Ce decidem azi? Ce mai stă între noi și Mântuitorul nostru? Fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Sunt Narcisa Ispas. Până sâmbăta viitoare, vă doresc să creșteți în Hristos.